Am cântat, am dat. Giulia a cântat lui Cosmin. Lacrimi. Nu, eu mi-a cântat mie. Aia cu aș veni la nunta ta și... Și Bogdan a avut o discuție care a reușit să încline balanța mai mult spre el. Dar de ce vrei tu să știi? Dar te întreb. Poți să nu-mi răspunzi. Vrei ce omletă? Nu. Nu vrei omletă sau nu mi-ai răspuns mie? Nu vreau, mersi. Omleta. A, mie nu mi-ai răspuns. Nu-mi răspunzi. Te grăbești? De ce mă întreb mereu dacă mă grăbesc? Dar ce, nu poți să te întreb? Ba da, eu ți-am spus mereu că nu mă grăbesc nicăieri. Mai controlezi și eu dacă te mai grăbești, dacă nu, iau și-o pulsul. Ți-e frică să nu fii rănită cu Anthony? Da, așa asta. Da. Mi se pare că Bogdan este un om care ai mai puține șanse să suferi. Cu Anthony mi s-ar părea mai mult un carusel de adrenalină și de mister. Când te trezești dimineața și veniți încoace, la cine sfuge gândul? Trebuie să răspund neapărat. Bogdane? Da. Ce faci? Cum ești? Păi sunt bine. Voi cum sunteți? Da. Cum? Ai vorbit cu Rebecca? Da, n-ai văzut că am fost la grădină. Am văzut. Amândoi. Măi, situația în momentul de față cred că nu înclină balanța spre nimeni, înțelegi? Încă își dorește să ne cunoască pe amândoi. Din ce spunea acum... Ai vreo. Nu știu. Vom vedea gesturile. Vreau să dau ceva afară din casă, că mi-a zis Anthony astăzi la masă, acum aici. Ce ți-a zis? Mi-a adresat o întrebare Rebecca ieri. Așa. Cu o tentă, știi? Și ea nu și-a dat seama cu ce tentă a fost întrebarea aia. Cumva Anthony a zis că eu fac un pas în spate. De-aia i-am zis, de ce nu te-ai cerut, frate, să mergi să vorbești cu Rebecca? Și a zis că nu, mai frate, că... Am făcut un pas în spate. Să vadă dacă vine ea spre el. Am avut o discuție ieri știu, cu ea. Stai că mi-a zis ceva Rebecca, că au avut o discuție într-adevăr pe tema asta, că și-ar fi dorit de la ea să fie mai tăioasă în situația în care suntem noi și să iau o decizie, știi, mai repede. Oarecum. Tu abia acum te îndrăgostești de mine? Da? Da. Înțeleg că întâmplarea asta te-a făcut să realizezi chestia asta? Nu știu, dar i-am și spus doamnei Andreea că în momentul în care, în noaptea asta lungă, înainte de, după gală, am simțit oarecum posibilitatea că aș putea să te pierd. Și chestia asta mi-a dat foarte mult de gândit și să-mi dau seama că chiar m-am consumat foarte mult, m-am gândit foarte mult, mi-am consumat creier, efectiv. Și mi-am dat seama că... Că ce? Tu. Că eu? Tu. Tu, cu tine vreau să-mi continui parcursul în viața asta alături de tine. Ești sigură? Da. Pe cine crezi că chem în Camera Roșie? Pe Bogdan. De ce pe Bogdan? Pentru că ai spus ieri că te-ai simțit mai bine în Camera Roșie cu el. Nu am zis asta. Am zis că mi-a plăcut mai mult că nu l-am avut mult pe Bogdan. Nu am zis ca și cum cu tine nu m-aș fi simțit bine. Note. Dă-le note la Camerele Roșii cum le-ai dat prima oară. Ce hoț ești. Că erau doar două. Care două? Erau trei prima oară când a dat note. Prima dată, tocmai de-aia a dat note, dar la două nu dăm note. Păi da, e urât. Bravo, Giulia. Offside. Ca ești bătuie, ce cărți dă. Offside. Aoleu, ce mor. Eu bine, voi? Fusești la Robert? Da. Foarte bine. Cred că știi că nu am o relație bună cu Roberta, da? Da, asta nu. Dar tu zisești că ai simțit niște priviri în grădină. Da. Atunci când ai plâns, da. Cum poți să crezi? Și înainte, și înainte. Bun, și înainte. Dar că aia au fost cea mai
puternică, da, să poate, spun. Adică dacă vezi un om că plânge, te uiți la el. Am văzut bunătate din partea ei. Păi bunătate, păi și eu dacă m-aș uita acum la tine, tot cu bunătate, okay, că vezi un om că plânge, dar asta nu înseamnă că îmi place de tine. Ok, dar am înțeles, dar n-am, eu n-am zis asta. Dar cum crezi tu că ea cu iubitul lângă, cu Sebastian lângă, s-ar fi uitat la grădina tine? Hai să, accept, să fie o excepție, grădina, faza cu grădina să nu o băgăm. Dar au fost situații și în gală, m-am uitat un minut aproape, un minut poate mult. M-am uitat așa în ok, am zâmbit puțin și a mișcat și ea din buze. Nu, eu bine. Ok, sunt eu nebun atunci. Poți să iei și în calcul varianta asta că ți s-a părut? Dar m-am documentat, nu? Că și uite, poate rămân așa sau cu ochii încolo și după l-aud pe Antoni, că zice că m-am uitat la el, nu știu cum, zici, mă... El interpretează cum vrea, fiecare interpretează nu cum vrea, și cum simte din, pe un moment. Și tu, din cauza acestor priviri, ai chemat-o pe la camera roșie. Ăsta a fost motivul? Și ăsta a fost motivul, normal. Cum și ăsta? Și altul care a mai fost? Am spus de la început că îmi place Roberta. Păi dacă îți place și că ai văzut și din partea ei priviri. Da. Și ce, bun, ai deci greșit în asta? De cine să că e greșit? Păi eu am impresia că tot ce spun e greșit. Ca păi așa... nu, stai puțin, acum vorbești cu mine. Ok. Și iartă-mă dacă ridic tonul, dar nu știu. Nu... Te ierce, Doamne, iartă-mă, îți fac. Așa. Nu ai dar acum avut să nu ții filme, moment. Că stau acum de vorbă cu tine și crezi că eu aș crede că tu ai vreo intenție. Cu mine intenție. Nu merge gagea. Eu te-am cunoscut, am văzut, eu sunt convins 100% că tot ce s-a întâmplat între mine și tine a fost cu bun simț. Da, dar ți-am așa zis eu ceva. N-am avut vreo glumă mai accentuată asupra ta, pentru că am simțit că nu-mi permit, dar dacă simți că îți permiți să faci anumite chestii cu cineva și după ți se scoate ochii, cu cine rău. Ai simțit tu că îți permite și după ți-a scos? Păi și cu Rebecca după. Am zis să fac o glumă cu... Ei, am zis Rebecca că uneori ai exagerat cu tine, dar poate ea a simțit ceva și, mă rog, n-ai avut niciun gând, niciun moment n-ai avut gândul că poate o chem pe Roberta la camera roșie și ca să-l atâți puțin pe Sebastian? Niciun nu, moment? Nu, asta e scopul, dar nu-i scopul. Nu-i scopul. Eu știam că dacă fac chestia asta... Se enervează. Sau ce? Nu. Eu știam că dacă mergeam la drum cu chestia asta, doar să-l fac pe Sebastian să atâțe, eu știam că din exterior o să se vadă chestia asta și o să fiu votat în gală. Așa că îmi făceam rău singur? Îmi făceam mie rău singur. Păi oricum lumea asta crede. Pentru că asta pare. Ok. Și maică mi-a zis că... Înainte să se difuzeze camera roșie, a zis că poate ai exagerat și că nu a fost cine știe ce. Și când a văzut camera roșie, chiar mi-a spus, măi, eu te cunosc pe tine, eu știu că ești așa. Mie nu mi se pare nimic deplasat în camera aia roșie. Da, acum nu știu, eu fiind iubitul tău, îți dai seama că unele chestii... Poate mă deranjează, poate nu știu. Poate știu. Nu văd lucrurile ca și oamenii cu siguranță, din exterior, știi? Întâmplarea asta o să fie pentru mine ceva foarte... Eu mă așteptam de la tine. Nu aveam pretenția să, nu știu, să fii... uite cum intră Giulia în camerele roșii, să fie așa... Dar la modul ăla să vorbești normal, să, nu știu, glumești, râzi, nu e vorba de asta, că suntem oameni. Dar totuși, când ți se pune o întrebare cheie, să știi să pui punctul pe ei, știi, și să nu-l lași de interpretat. Păi în momentul în care mi se pune o întrebare, pe mine mă ia cu panica. Nu te mai panică. Da, tu vorbești. De ce? Că tu ești primul care se panichează din orice. Hai că nu m-am panicat. Nu din orice. Nu, dar trebuie să știi. Mă panichez din orice, mă consum. E, din da. Chestii. Dar trebuie să spui. Te pui lângă mine? Vrei să mă pun aici, să vii tu aici? Vrei să mă pun aici? Să stăm așa? Vai, și tu mă futai tu pe o să mă faci pe mine hoț? Eu? Pe ce? Eu cu ce sunt hoață? Tu acum, hai să, ca să-ți trag la liniuță ce vrei tu să faci acum. Vrei să zic să te pui lângă mine eu? Nu? Hai, vină lângă mine. Stai așa, să-mi iau apă. Crezi că dacă v-am să mă pun, nu mă puneam? Nu, dar ai vrut să auzi asta de la mine. De ce? Că-ți place.
Să nu uităm prima cameră roșie pe care am avut-o. Mi-ai zis că îți place să-ți o repet că ești frumoasă și așa. Păi, cărei fete ne-i place să fie alintată? Păi da, dar tu tragi un pic de alint. Și? Nu-i nimic greșit și mie îmi place să le fac. Dar ești față, că tu încerci așa subtil. Ți-am zis, mie poți să-mi spui direct. Zi-mi că sunt frumoasă, poți să-mi zici de-astea și n-am nicio problemă. Ce, tu crezi că eu stau să cer să-mi spui, ori îmi spui? Și dacă ai cere, și dacă ai cere, eu n-aș avea nimic de reproșat. Și după... Noi nu prea vorbim, că rămânem deseori blocați așa cu... Păi și ce părere ai de chestia asta? Măi, contactul vizual pe care l-am avut cu tine, să știi, poate mult spus unic, dar în direcția aia. Adică nu mi se întâmplă așa, deci ai o... Păi și nu te face puțin să te gândești că... Gen, de ce stăm și ne uităm și nu zicem nimic? Nu de multe ori, dar câteodată se întâmplă chestia asta.